Scenariul aplicat de autorități la Iași la sărbătoarea Sfintei Parascheva ar putea fi aplicat și în București de Sfântul Dumitru. Premierul Ludovic Orban a declarat la Jurnalul de Seară că va discuta cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române pentru a permite participarea la sărbătoarea religioasă doar pelerinilor din București și Ilfov. Dar ce vă așteptați pentru Sfântul Dumitru? Pentru că toată lumea va folosi ce s-a întâmplat la Iași drept precedent. Vom discuta cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe, vom susține punctul nostru de vedere și anume să poată să participe, dar să nu se facă pelerinaje de la distanță și să participe locuitorii din municipiul București. Sigur, aici Ilfovul nu poți să faci diferență între București și Ilfov, că de multe ori e o graniță aproape invizibilă. Dar nu vom permite aceste pelerinaje cu mijloace de transport și care pot să creeze aglomerații. Vreau să dau un mesaj către preoți, către pastori. Ei trebuie să fie un exemplu. Ei trebuie să îndemne și îi felicit pe toți, pe mitropoliți și pe toți preoții care s-au comportat exemplar în această sărbătoare. Au îndemnat oamenii la un comportament corect. Acest lucru este extrem de important pentru că oamenii se iau după ce spun preoții, toți credincioșii, indiferent că sunt ortodoxi, catolici, penticostali, baptiști, țin cont într-o foarte mare măsură de ce spune preotul, pastorul și este foarte important ca toți preoții să îndemne oamenii la respectarea regulilor. Pentru că sunt încă, din păcate, cazuri tot de negaționiști, chiar în sânul bisericii, care sunt bine cunoscuți. Nu vreau să dau acum exemple pe post. Care pur și simplu neagă existența pericolului. Care îndeamnă pe oameni să trateze, să bagatelizeze acest virus. Este un comportament inexplicabil. Gândiți-vă că au murit la nivel mondial peste 1 milion de oameni. Ce altă dovadă că există altă virus mai vrea un om care are cât de cât un pic de rațiune? Discutăm despre acest subiect cu Cătălin Raiu, expert în libertăți religioase. Este alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc Bună pentru ziua. Prezența în jurnal. Este foarte clar că în această perioadă, în acest context al pandemiei, este important să existe o relație bună și o comunicare foarte bună între autoritățile statului și reprezentanții bisericii. Ce ar trebui să se întâmple în continuare? Vedem că au fost incidente la Sfânta Parascheva. Sunt foarte mulți oameni obișnuiți să meargă în fiecare an acolo, oameni care se duc acolo cu speranță că le va fi mai bine, acolo simt ei că primesc ajutorul și tocmai de aceea zic că este importantă această comunicare, pentru că preoții uneori sunt mai respectați decât politicienii, decât autoritățile statului și este important care este mesajul pe care îl transmit aceștia. Deci biserica poate fi un asset în lupta împotriva pandemiei, ăsta este un criteriu, deci poate fi un ajutor pe partea comunicațională, dar și pe partea de filantropie socială. Ce ar trebui să se întâmple, ne spun standardele internaționale. În primul rând, dialog instituționalizat. Nu SMS-uri pe privat, ci dialog într-un format instituționalizat cu toți actorii la masă, pe modelul britanic, care înseamnă 3 părți puse la aceeași masă. Guvern, culte religioase, nu doar Biserica Ortodoxă, și experți independenți, pentru că ei vin cu acest feedback din partea filozofie, să spunem, a drepturilor omului și știu până la ce punct pot fi restricționate sau nu. Ca să nu se repete ceea ce s-a întâmplat la Iași, ar fi trebuit deja să avem o legislație specifică pentru perioadele de alertă care să restricționeze în termen general drepturile omului, nu doar libertatea religioasă, că nu face figură separată, drepturile omului în general. De ce legislația internațională impune acest timp de standard în statele naționale? Pentru că oamenii atunci când se află în fața unei astfel de restricții, să știe efectiv ce au de făcut, pentru ca restricțiile să fie predictibile, să se poată replia în funcție de restricții. Ori la noi tensiunile au apărut pentru că, iertați-mă, guvernul, autoritățile au făcut o restricționare care părea o suprareglementare față de regulile generale aplicate societății și atunci asigur că s-au creat tensiuni și chiar stângăcii de comunicare. Spuneați că această comunicare nu trebuie făcută prin SMS, ci toți acești reprezentanți ai bisericii, ai guvernului
trebuie să stea la o discuție serioasă. Formală și instituționalizată. Unde s-a greșit până acum? Știm că înainte de pelerinajul de la Sfânta Parascheva, ministrul sănătății a fost la Iași, spunea atunci că stă de vorbă și cu medicii, dar și cu reprezentanții bisericii. Ce putea fi făcut pentru a fi evitată acea situație pe care am văzut-o la Iași? Puteau fi scoși ministrii din această discuție. Pentru că dialog instituționalizat nu înseamnă că la un momentul X avem un politician pe o anumită funcție care e pro sau antibiserică și el ia decizii în funcție de propriile sensibilități. Înseamnă un cadru formalizat de lege și instituționalizat, adică are un format foarte clar. Politicienii, sigur, sunt cei mai importanți dintr-o societate pentru că decizia e în pixul lor și legitim să fie așa pentru că suntem într-o democrație. Dar uitați, acum avem de-a face cu o pandemie și de bine, de rău, trebuie să recunoaștem că medicii sunt mai importanți decât politicienii. La fel, cei care sunt experți pe drepturile omului trebuie să fie și ei solicitați să vină cu o privire de ansamblu asupra acestei situații, o privire care e de recuperat din practica internațională. Nu inventăm noi în România. Noi tot timpul încercăm să inventăm lucruri sau să mergem pe, știu, variante care țin de sensibilității private sau personale, ceea ce este greșit. Nu spunem democrație, rule of law, stat de drept, păi dacă e stat de drept ne raportăm la lege. Numai că legea în cazul României, pe această speță a restricționării pelerinajelor, lipsește. Ea a lipsit în martie, din martie până acum trebuia făcută, trebuia produsă. Asta au făcut toate statele democratice. Și nu mai avem tensiuni. Ne oprim puțin, pentru că vreau să reamintesc faptul că în scurt moment trebuie să apară, din clipă în clipă trebuie să apară un nou raport în ceea ce privește cazurile de coronavirus. O întârziere de aproape jumătate de oră, eram obișnuiți ca la ora 13 să vină aceste date. Luăm o scurtă pauză și revenim.